Iubiți credincioși, o să vă citim și două capitole din scrieri Sfântul Nicolae Velimirovici, două din scrisorile sale misionare, din minunata sa carte Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul 2. Scrisoarea a 205-a unui proaspăt întors la credință despre roadele credinței. Pe cât de drag vă era cândva păcatul, pe atât de scârbos vă pare el acum. Ați citit multă filosofie, de la Platon până la Bradley. Filosofiile sunt multe. N-aș știu la care să vă opriți. Se defăimau între ele. Ce prezenta un filosof drept adevărul, altul arăta că este minciună. Ce vopsea unul în alb, altul mângea cu negru. Nu știați unde e adevărul și acest lucru vă rodea. În cele din urmă s-a întâmplat un lucru neplăcut, de fapt mântuitor pentru dumneavoastră. Va călca mașina, roțile au trecut peste piciorul dumneavoastră. Zăcând în spital, v-ați recules gândurile, întrebându-vă neîncetat ce este adevărul. Lângă dumneavoastră zicea un bolnav cu o cărticică supernă pe care o lua adesea. Când l-ați întrebat, curios, ce carte are acolo, ce carte are acolo, din ce carte citește, v-a întins în tăcere cărticica. Și astfel Noul Testament v-a căzut în mâini pentru prima dată. După ce ați terminat de citit cărticica, ați închis-o și v-ați spus: aici e punctul de unde începe pentru mine o viață nouă. Ați privit și ați văzut, în accidentul de mașină și în internarea în spital și în întâlnirea întâmplătoare cu Cartea Vieții, cu Biblia, cu Noul Testament, ați văzut dintr-o dată limpede degetul lui Dumnezeu, care vă iubește și vă mântuiește. După ce ați ieșit din spital, ați început să duceți o viață creștinească. Acum însă vă chinuie din nou neplăcerea, nemulțumirea. Vi se pare că nu sporiți, că nu creșteți duhovnicește. Mai ușor, noule Saul. Și ochii celui din tâi Saul au fost orbiți de strălucirea nespusă a lui Hristos. Și el a trebuit să simtă durerea până ce s-a obișnuit cu acea lumină dumnezeiască. Și au căzut de pe ochii lui ca niște solzi, fâsculându-se, s-a botezat. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 18. Mai ușor și mai cu răbdare, împărăția lui Dumnezeu nu ajunge să se vadă. Nici semănătorul care a semănat ieri nu iese la seceriș astăzi. Iar Domnul a zis că și împărăția lui Dumnezeu crește în noi ca un bob de grâu. A zis: a ieșit, zice, semănătorul să semene și doarme și să scoală noaptea și ziua și sămânța răsare și crește cum nu știe el. Marcu, capitolul 4, versetul 27. Așa trebuie să fiți și dumneavoastră. Adevărul nu e doar ca să fie cunoscut, ci este o sămânță care trebuie să crească și să aducă roadă. Ați primit sămânța adevărului dumnezeiesc în țarina sufletului dumneavoastră. Acum fiți răbdători, nu năzuiți să fiți îndată apostol și proroc. Lăsați sămânța să crească. Fiecare rugăciune a dumneavoastră încălzește această sămânță, fiecare lacrimă o adapă, fiecare suspin o trage în sus. Și sămânța o drăzlește și crește, chiar dacă dumneavoastră nu o știți. Însă Hristos știe. Iar când va veni vremea secerișului, va ști el și dumneavoastră vă veți veseli. Scrisoarea a 206-a profesorului bulgar Hristo despre pace și dragoste frățească. Vă mulțumesc pentru felicitarea de naștere a Domnului. Vă mulțumesc pentru urările și vorbele bune despre pace și dragostea frățească între bulgari și sârbi. Hristos i-a numit pe făcătorii de pace fiii lui Dumnezeu. Făcători de pace sunt acei conducători ai popoarelor care discută acorduri de pace și le încheie.
Făcători de pace sunt și acei oameni de afaceri și artiști care se întrunesc ca oamenii cu vecinii din alt stat și încheie acorduri de colaborare. Dar făcători de pace sunt toți acei plugari și ciobani, de la Stara Planina până la Șar Planina, care cu dorințe și cu suspine fierbinți înalță în singurătate rugăciuni. Celui preanalt pentru pace și bunăvoire între popoarele noastre, fiți convins că dorințele, suspinele și rugăciunile lor neștiute și neauzite de lume sunt un mare factor în realizarea păcii, poate hotărător. Cel ce a creat universul nu are nevoie nici de telegraf, nici de radio, ca să audă șoaptele sufletelor omenești. El este negrăit de milostiv către poporul simplu și ia neîncetat seama la inima poporului. În Evanghelie se amintește mai multe locuri cum i s-a făcut lui Hristos milă de popor. Milă mi este de poporul acesta. Matei, capitolul 15, versetul 32. Altădată, Iisus a văzut popor mult și i s-a făcut milă de ei, fiindcă erau ca oile fără păstor. Marcu, capitolul 6, versetul 34. Și îndată, iarăși, ieșind Iisus, a văzut noron mult și i s-a făcut milă de ei și a tămăduit pe bolnavii lor. Matei, capitolul 14, versetul 14. De ce gândește și simte poporul? De ce gândește și simte poporul simplu? Se ține seama într-o anumită măsură și pe pământ și în cer, totdeauna. Între puternicii pământului se folosește fraza: a edifica politica pe simțămintele și dorințele poporului. Și păcătorul cârmuiește destinele popoarelor pe o cale mai ușoară și mai anevoioasă, potrivit binelui și a credinței în bine ce se găsește la alt popor. Încă mă mai mișc o priveliște cu adevărat emoționantă pe care am văzut-o anul trecut în Samokova, în vechea biserică din Samokova. Un meșteșugar simplu ținea o lumânare aprinsă și privea țintă preoții bulgari și stârg dinaintea altarului. După ce s-au încheiat rugăciunile și cuvântările, a vărsat lacrimi și a strigat: pace și dragoste frățească! Pace și dragoste frățească! Să nu fim blestemați pe veci! Pacea și dragostea frățească sunt năzuința de oștea poporului nostru, a poporului vostru și al nostru. Acestui popor ortodox simplu, dar numărând milioane de oameni și drag lui Dumnezeu, pe temei acestei năzuințe, acest simțământ nobil al inimii poporului, acum în zilele noastre, pronea făurește o nouă soartă popoarelor noastre. Toți indivizii care se împotrivesc acestei lucrări își pregătesc rușine și înjosire, fiindcă tămâia pe care o ard în această vreme cele două popoare surori pe jertfelnicul iubirii lor nu mai este tămâia lui Cain împotriva lui Abel, ci tămâia Sfântului Sava și a Sfântului Ioan de Rila. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.